Bună ziua și bine am găsit la Profil Online cu exerciții de matematică. Deci tema pentru acasă. Pentru acasă. Clasa A. 6A. Azi în cât e în... 28. 8. 03-2018. Și începem. Fie un triunghi ABC și deci, E. Problema care? S-a 7. Da? Deci, în ipoteza, avem triunghiul ABC și E simetricului A. Simetricului A față de cine? E simetricului A față de ce? Așa. Deci, să spunem, lui A față de E, da? Da. Deci, nu, deci simetricul lui E este simetricul lui A față de ce? Deci E este simetricul lui A față de ce? Înseamnă că ordinea este asta. A, C, E. A, C, E. Asta e ordinea. Dar cu precizarea că A, C este egal cu C, E. Da? A, da. C e egal cu C, E. A, C e egal cu C, E. Ca lungime. Asta înseamnă simetricul lui E. E este simetricul lui A. Vezi că l-am pus simetricul lui A. Da. Față de ce? Ce o l-am băgat la mijloc. Bun. Arătați că BC este mediană în triunghiul ABF. În concluzie, să arătăm că BC... Că BC este mediană, mediană triunghiul ABF. În triunghiul ABF. Deci, repede desenăm un triunghi. Poți să fac și 8 triunghi? Poți să-l faci oricum, nu are importanță, da? Ah. Eu am zis triunghiul A, B, C, da? A, B, C, l-am luat așa. Și simetricul lui... Ce e tu? Aici îmi spui tu cum gândesc, că nu mi-e clar. Deci ai un triunghi rapid. Vreau să desenez, să desenăm în viteză, da. Să rămânem în viteză, că avem multe lucruri de făcut. Așa. Și simetricul lui A față de C. Ce înseamnă? Adică eu... Unde să faceți? O să prelungi în dreapta AC cu un segment egal ca AC. Așa! Deci în prelungirea lui AC, să ocotim AC cât ce e și aici este E. Și noi trebuie să arătăm că BC este mediană în triunghiul AB. ABE. Că BC este... Păi o să luăm spre comparare. Nu neapărat comparăm. Dar mai întâi, ce trebuie să arătăm ca să fie mediană? Într-un triunghi, în A, B, E. Toate medianele la un loc. Numai, dar când am scris gura așa, am zis mediană. Ce face mediana? Este perpendiculară. Mediana, nu? Mediatoare e perpendiculară, pe mijlocul unui segment. Deci dacă am segmentul AB, mediatoarea segmentului, perpendiculară pe mijloc. Asta e mediatoarea. Da. Mediatoarea. Mediatoarea segmentului AB. Da? Dar când vorbesc de mediană, mediana ce face? Hai să ne amintim din nou liniile importante. Trebuie să știm în orice clipă ca să putem reacționa. Liniile importante. Bisectoare, mediatoare, înălțime și mediatoare. Bun. Mediană. Hai să luăm bisectoarea. Ce face? Împarte unghiul în două unghiuri. Congruente. Punctele pe bisectoare sunt la egală distanță de laturile unghiului. Mediana. Mediana. Da. Hai să luăm. Mediatoarea. Ce face mediatoarea? Este perpendiculară din vârful fiecărei unghi. Nu. Este semidreapta. Așa. Care pleacă din fiecare unghi. Nu pleacă din vârf. Deci, mediatoarea la unui segment vorbim. Uite ce ți-am spus aici. Mediatoarea unui segment. Se împarte un segment în două... Adică perpendicular pe mijlocul segmentului. Deci, pe scurt, perpendiculara pe mijlocul segmentului poartă numele de... Mediatoare. Da? Mediatoare e perpendiculară pe mijlocul segmentului. Am înțeles. Înălțimea? Înălțimea pleacă din vârful fiecărui unghi.
Acestea se întâmplă. Lasă-ne. Deci, dacă din vârf, ce face? Cum se întâmplă ca atunci? Cade. Cade pe vârnic. Păi dacă, trebuie să le știm foarte bine. Deci nu pe bârbuite, vreau să fie foarte clar. Deci, când am un triunghi, deci A, B, C, un triunghi. Bisectoarea unghiului este asta care împarte unghiul două. Asta e bisectoarea. Bisectoare. Apoi. Este și mediatoare. Când este și mediatoare, dacă ți-ai scris vorba asta? Atunci când cade pe... Nu, când, în ce triunghiul este și bisectoarea și mediatoare? În triunghiul isoscel. Păi atunci, dar acum, în clipa asta, noi suntem... Eu vreau să duc toate linii importante. Le-am discutat, am mai vorbit, hai să le luăm din nou. Deci bisectoarea împarte unghiul două, altă problemă. Mediatoarea unui segment. Adică laturile pot fi socotite segmente. Și dacă duc mediatoarea lui AB, ce trebuie să fac? Duc mediatoarea. Cum? Ce calită? Cum? Mă duc așa, o dreaptă, la întâmplare? Sau ce trebuie să se întâmple? Trebuie să cadă perpendicular, pe latura. Oriunde pe latură? Nu, pe latura CB. Eu îmi duc perpendicular, vreau pe mediatoarea lui AB, vreau să afla. Dacă e mediatoarea lui AB, la AB mi-am fixat ochii. Lui AB? Da, și se treacă perpendicular prin AB. Și pe unde? Așa? Prin AB la întâmplare? Nu. Unde? Păi asta trebuie să spui, mă, insist. Trebuie să spui foarte clar lucrurile. Deci mediatoarea este perpendiculară pe mijlocul segmentului. Deci am mijlocul și ducem perpendiculară pe mijloc. Asta este mediatoarea. Mediatoarea segmentului AB. Dacă îl duc la lua C, va fi pe partea cealaltă mediatoare. Deci vorbim de mediatoarea segmentului. Și laturile sunt niște segmente. Deci ce vorbim de mediatoarea segmentului. Deci, repetăm. Vorbesc de bisectoare, mediatoare. Înălțime. Înălțimea ce este înălțimea? Înălțimea este Păi, dar trebuie cu... Păi, trebuie să... Ești o dacă știi să o duci, du. De unde? Vârful unui unghi. Da. Și cade pe cealaltă dreaptă. Da, cum? Perpendicular. Păi, cu asta e pe perpendiculară, din vârf pe latura opusă. Deci drumul cel mai scurt. Asta este. Asta este înălțimea. Da? Deci asta e înălțime. E înălțime. Da? Înălțime. Deci, bisectoare, înălțime, mediatoarea și mediana. Pe mediana este pe... pleacă din fiecare vârf. Dintr-un vârf, da. Eu, da? Și ajunge ajunge pe fiecare latură. Păi ajunge, dar cum? Perpendicular. Păi asta e înălțimea, că pleacă din vârf perpendicular. Tocmai avem acum. Mediana. Deci trei le-am știut. Le-am spus. Mediana. Și să prezidam. Și nu știu. Păi știi cuvintele astea. Perpendicular. Da. Și cum. Înălțime. Înălțimea face asta. Nu poate fi și... Mediana unește vârful cu mijlocul laturii opuse. Vârful cu mijlocul laturii opuse. Deci vârful, dacă din aș, cu mijlocul la fel opus. Caut mijlocul. Asta este mediană. Mediană. Da, vreau să înțelegem foarte bine. Le-am mai desenat o dată, le-am mai desenat de 7 ori, dacă vrei tu. Dar dacă nu le punem la punct și nu le avem, nu știi ce să facem la problema asta. Deci, repede, sunt triunghi despre comparare. Dar ce să fac cu triunghiurile cele? N-are nicio relevanță, n-are nicio Dumnezeu. Când tu nu știi ce să faci. Da? Deci, hai să vedem încă o dată. Insist, trebuie să le numeri pe toate. Te rog, ce e aia? Sunt duse de așa. Bisectoarea. Da. Mediatoarea. Înălțimea și mediana. Bisectoarea. În parte, în două
unghiul pauliente. Perfect. Mediatoarea trece prin segment. Mediatoarea? În două segmente congruente. Și cum este? Perpendiculară. Asta e esențial. Că eu pe mijloc o să duc o sumă de drepte pe mijloc. Dar trebuie să perpendiculară pe mijloc. Deci perpendiculară pe mijloc unui segment e mediatoarea. Da? Mediatoarea. Da. Înălțimea care e perpendiculară. Din vârf, pleacă din vârf și pică perpendiculară pe latura opusă. Da. Și mediatoarele pleacă din vârful segmentului și... Nu mediatoarele? Medianele. Mediana, una din ele. Pleacă din vârf și cade pe mijlocul. Unește vârful cu mijlocul. Nu mai spunem cade. Unește vârful cu mijlocul. Două puncte. Prin două puncte trece o dreapă. Deci, foarte clar să fie asta. Tu le-ai dus, nu? Te rog să le numi. Încă o dată. Hai repede, repede, că nu avem timp. Repede, ia, bisectoarea. Vorbește. Păi, întoarce și perpendiculară și mediana din A. Cum? Vom trasa și mediana din A. Da, deci din A, din B, din C, dar pe scurt să le vedem repede. Uite. Hai să zic încă o dată, desenăm, da? A, B, C, dar mai cu forță, așa și mai convingător și mai clar spus. Te rog. Pe toate le trasăm încă o dată, mai. Păi bisectoarea... Așa, bisectoarea, ce faci? Păi împarte unghiul în două segmente. Așa, bisectoarea. Două unghiuri congruente, sigur. Mediatoarea cade perpendicular pe mijlocul segmentului și îl împarte în jumătăți egale. Dacă ești pe mijloc, ai și spus că e perpendicular pe mijloc, da? Perpendicular pe mijloc, așa asta ar fi. Bineînțeles că o păduci și aici, da? Da. Uite aici. Hai să o duc pe mijlocul de aici. Perpendicular pe mijloc. Asta e mediatoarea. Mediatoarea cui am dus-o eu acum? Mediatoarea pe ce? Pe ce? Sigur că da. Înălțimea? Înălțimea cade perpendicular pe cealaltă latură. Nu la întâmplare. Cel mai scurt drum. Așa. Deci de unde pleacă? Vârf pe latură. Vedeți? Dispui din vârf pe latura opusă. Deci perpendiculara din vârf pe latura opusă. Asta și este ce am spus că este înălțime. Și mediana pleacă din vârful, unește vârful unui unghi cu mijlocul laturii. Asta nu, deci așa trebuie să spui. Uite, vârful cu mijlocul laturii. Asta e mediana, da? Vezi? Dacă le știm așa, înțelegem și ce vrea problemă. Uite, hai să ne întoarcem problema noastră. A fost dat prin ABC, am dus simetricului A, simetricului A față de C, și am notat cu E punctul acesta, după care am unit E cu B. Da? Și trebuie să arătăm ce în concluzie. Că BC e mediană în ABE. Adică ce trebuie să, ca să fie mediană, când ar fi asta mediană, dacă și numai dacă, când ar fi mediană? Atunci când unim vârful cu mijlocul segmentului. Deci ar trebui ca între unghiul ABE din B, unit cu C, BC, ca să fie mediană, ar trebui ca ea să unească vârful cu mijlocul laturii opuse. Și este adevărat? Da. De ce? Pentru că AC congruent cu CE. Asta era, da? Deci, știind ce e mediană, ți-a venit foarte ușor. Este, ai să spui, la rezolvare. Pentru că, în triunghiul ABC, din ipoteză avem că AC e cât ce e. Fiindcă simetric, da, nu? Și atunci, BC este mediană. Dar asta e calitatea medianei. Azi de tu n-ai avut, n-avea niciun argument. Ce să luăm două triunghiuri să comparăm? Acolo că n-avea niciun rost. Deci mai departe la demonstrații. La demonstrații spune. În triunghiul AB. Așa. Acolat AB. BC. Acolat AB. AC egal cu CE. AC egal cu CE. Congruent cu CE de unde? Din ipoteză. Cu CE din ipoteză.
Și atunci, dacă sunt congruente, cele două, AC cu CE... Rezultă că BC mediană. BC mediană. Da, așa. Eu puteam să fac ce aici? Iată cum se întâmplă deseori. Fără ca profesorul să se intereseze dacă lui este clar lucrurile, spuneam, între un A, B, E, cum e la mijloc, B, C, deși mediană, la revedere și plecăm mai departe. Așa asta se întâmplă de regulă la meditații. Deci, de regulă la meditații se întâmplă așa în nenorocire. Dar ce am făcut? Hai să repetăm liniile importante, hai să ne amintim că nu, numai așa tu poți să faci problema. Deci am vrut să mă aflu dacă ți-s clar lucrurile acestea. Da, mergem mai departe. Și două, 8. Da. Vreau să te miști un pic mai repede și să intrăm în priză. Cum de fapt se întâmplă uneori? Triunghiul să... de F. Deci în importanță avem triunghiul care? DF. DF. Și ce A avem? Este simetricul lui D față de F. A? Simetricul lui D. D față de F. A, simetricului, simetricul lui... D față de E. Față de? E. Față de E, E, da? Da. De E, E. Simetricul lui D față de E. Arătați că F, B este mediană în triunghiul FAD. În concluzie, să arătăm că... F, B este mediană în triunghiul FAD. Mediană în triunghiul F, A, D. D. Unde? Da. B, deci A, D intersectat cu F este egal cu B. A, A, D intersectat cu F, E, egal mulțimea formată din punctul B, da? Da. Ei, hai să o vedem repede. Să facem figura. Facem un triunghi. DF. La întâmplare. Triunghiul DF. DF, da. A simetricului D față de E. Cum să-l duc? Simetricul lui D față de E, F. Da. Cum facem? Simetricul lui punct față de o dreaptă. Deci am o dreaptă și am un punct aici, A. Simetricul lui A față de dreapta aceasta. Păi vezi, iată-ne într-un moment dificil. Nu înțelegem ipoteza. Dar dacă aș spune simetricul lui A față de un punct P, ce ar însemna simetricul lui A față de P? Adică ar duce o dreaptă spre P, da. Și în una de aceea ajunge. Adică aș prelungi-o pe asta într-un punct, simetricul lui A față de punctul P este un punct A prim. Da? A prim. Acesta este, da? Fiindcă AP este cât pe A'. Dar față de o dreaptă. Simetricul față de o dreaptă. Păi prelungesc dreapta de E. De E o pot prelungi cât vreau eu, nu? De E. De E? Da. Așa. Păi dar acesta este simetricul lui D față de E. Nu față de dreapta. N-am clarificat. Am înțeles acum că ție ți-e clar cu simetricul față de un punct. Dar față de o dreaptă nu ți-e clar. Simetricul unui punct față de o dreaptă înseamnă să ne ducem, să ducem perpendiculara de acolo. Deci o ducem perpendiculara. Și o mai prelungim încă o dată. Ca pe atât. Deci duc din punctul ăla perpendiculara și se întâmplă aici într-un punct B, să zic, și pe urmă mai prelungesc în cap pe atâta și abia ăsta este simetricul, acest punct P, să zic, este simetricul lui A față de dreapta D.
De simetricul unui bun față de o dreaptă, înseamnă așa. Să duc pe perpendicularea de acolo unde mă aflu, pe dreaptă, și să mai trecesc încă de atâta. Ăsta este simetricul unui punct față de o dreaptă. Ți-e un pic rău ceva, nu sunt. Nu? De ce nu intri în priză? Nu te văd pe deasupra, te văd în, că nu intri în lecții. Încă o dată. Deci, simetricul unui punct față, simetricul unui punct față de un alt punct, am văzut ce facem. Le ducem pe acolo și ne vedem ca pe ta. Față de o dreaptă, ducem perpendiculară și mai continuăm de acolo, după ce o înțepat, după ce s-o intersectat cu dreapta, mai prăjim încă pe atâta. Exact. De ce înseamnă simetric? Dacă ți-ai închipui că ar fi o foaie și în doi, ăsta trebuie să fie coincidență, să coincidă cu acela. Simetric, adică în oglindă. Este exact, mă uit în oglindă și îmi văd poza, figura mea. Da? Asta înseamnă simetrie. Dreapta asta este cea care rezolvă mie problema. Cum să te ajungi o perpendiculară din B? Deci o duc o perpendiculară din B până înțeapă pe EIF într-o ce punct? Chiar îmi spune în ce punct. În punctul B, văd că așa spune. Da? Că se întâlnește cu EIF, se întâlnește cu EIF în punctul B. Așa. Aia mai fac coza. Încă ca pe atâta. Și pun pe A. Și pun punctul A. Încă ca pe atâta și pun punctul A. Iată că acum am dus simetricului D față de EF. Cum puteai tu în fața acestei probleme să reacționezi? Nu avea nicio șansă. De ce? Că nu ți-a dat clar ce înseamnă simetricul unui punct față de o dreaptă. Nu poți construi figura. Da, nu știu, nu am făcut mai mult cu simetric, știam doar cu punct. Să vorbi și de simetric. Da. Am sentimentul, chiar eu am vorbit. Da, cu punct, atunci. Nu cu, se poate. Dreapta, și de dreaptă trebuie să fie amintit. Poate ai, să spunem, moment de slăbiciune, dar hai să ne clarificăm. Câte vreme s-a vorbit de simetric, s-a vorbit și la clasă, dacă s-a vorbit și de simetric față de o dreaptă. Deci vorbim față de un punct și față de o dreaptă. Bun. Și acum noi trebuie să arătăm că FB asta este mediană între încă FAD. FB în FAD. Deci FB este mediatoare, parcă nu mediană. Ia vezi ce spune acolo, mediatoare? Mediatoare. Mediatoare. FB mediatoare. Deci ne uităm la triunghiul FA. Nu, mediană. Mediană? Da. Hai să lăsăm mediană. Mediană. Păi știm că DB este congruent cu BA și de aici rezultă că... DB e congruent cu BA și... Ce rezultă că FB este mediană. Mediană, bunește, vârful cu mijlocul. E terminat, rapid. Deci reacția e rapidă. Dar mai te întreb încă ceva. Este mediană. Oare triunghiul FDB și cu FAB, ce fel de triunghi sunt? Din ce motiv? Că DB este congruent cu BA, da. FA este congruent cu FD, da. Și FB latură comună. Așa. FA cu FD nu știu. Păi știu că aceeași lungime de la D la B este egală cu de la B la A. Da. Trag-o într-un fel cum aș trage din B până la F. Dar n-am într-un fel. N-am într-un fel care să-mi fie mie clar. Eu trebuie să mă plasez într-un caz din cazul de congruență. Deci tu, în triunghiul F, B, D și F, B, A, spre comparare. Păi n-am un unghi de 90 grade și deci D, B congruent cu B, A, B, unghi de 90 de grade, unghiul D, B, F, unghi de 90 de grade, și A, B, F, tot de 90 de grade și F, B, latură comună. Atunci suntem în cazul de congruență care? Latură, unghi, latură. Latorul în latorul și azi sunt congruente. Deci triunghiul ăsta, de acum a fost D cât FA. Și ce triunghi este D, FA? D, FA. D, FA, 8 unghic.
Bun, dar ce fel de triunghi este el din alt punct de vedere? Faptul că F, D, cât F, A. Congruent. Faptul că F, D, cât F, A. Te-am întrebat ce fel de triunghi este D, F, A. Cum adică ce fel de triunghi este? Că dacă are două laturi congruente, ce fel de triunghi este? Isus cel. Isus cel. Nu are cum să fie. Cum de cine are? De ce nu crezi tu că este Isus cel? Nu are importanță, are două laturi egale. Laturile care formează. Deci, triunghiul isoscel este și așa. Deci, nu neapărat să fie unghios cuțit. Asta, okay. Asta triunghiul isoscel este. Da. Deci, este triunghiul isoscel în cazul discuției. Iar asta ar fi un ce am spus că este. Median. Ei, și ce mai pot spune? Vreau să insist. Și mediatoare, și bisectoare, și înălțime. Și de toate. Da? Deci așa asta n-a fost cerută problemă. Dar eu am insistat pentru că am sesizat că triunghiurile astea sunt ceva de triunghiuri. Iisus. Triunghiul ăsta este isoscel și în triunghiul acesta ea este mediană, mediatoare, bisectoare și de toate. Bisectoare. Deci dacă autorul spunea să se arate că FB este bisectoare, tu ce trebuia să arăți? Păi arătam că e mediană. Mediană? Și de acolo a rezultat că mediană e de toate, fiind triunghi isoscel, nu? De toate. Deci, hai să vedem demonstrația. Ce spunem demonstrație? Păi spunem că D, B, congruent cu B, A. Știi deci, în triunghiul... în triunghiul care? În ăsta care se cere. Triunghiul D, F, A. Avem că acoladă DB. DB congruent cu BA. Da. Cu BA de unde? DB cu BA. Ipoteză. Din ipoteză. Deci rezultă că FB este mediană. Deci FB este mediană. FB mediană. Și cum FB e perpendiculară, FB e și perpendiculară, doar așa, nu am zis noi, FB e perpendiculară pe DA din ipoteză, atunci perpendiculara și pe mijloc, cum se numește ea? Perpendiculara se mai numește și înălțime, și mediatoare. Și mediatoare. Deci BF, mediatoare. Mediatoare, înălțime, da? Copecat din vârf și bisectoare. Ei, de toate, pentru triunghiul acela, nu mai devenit triunghi, isoscel. Din nou, repede, următoarea problemă, dar cu precizarea că acum te las pe tine, nu te mai ajut deloc. Da? Hai să te văd așa cum te duci pe problemă, fără să mai stai pe gânduri. Isoscel de bază BC. Deci ce spune micropedia? AM mediană. Da, nu. Să o luăm așa. Se dă triunghiul? ABC. Așa. Triunghiul ABC. Isoscel. În care spui care baza sunt... Baza BC. Isoscel cu baza BC. De fapt, vrea să spune care sunt cele două laturi care sunt egale dacă BC. AB și BC. Așa. Asta spui că AB și A. Egal cu A? Da, nu ne trebuie asta, vă spun eu cum nu trebuie. Păi, am tradus faptul că e cu BC, isoscel cu baza BC. BC. Deci am tradus în limbaj matematic cuvintele că este isoscel cu baza BC. În asta se ascunde. Ca AB cât AC. Deci în mintea mea s-a declanșat așa. Uite, așa l-am văzut. Asta e BC. Și aici A, B, cât A, C, dacă e baza BC. De-aia îi spune isoscel cu baza BC. Că nu vreau să scriu în cuvinte toată povestea asta, ci să scriu în simboluri. Cu ajutorul simbolului. AM mediană. AM mediană. Da. Ce înseamnă că scriem AM mediană, da? Dar tu acum ce ai?
în minte când ai samă mediană. Mama este și bisecare și mediatoare și înălțime. Corect. M unde e să află obligatoriu? Pe BC. La întâmplare? Nu, pe mijlocul segmentului. Păi asta, asta. Deoarece mediana unei... Unde este vârful cu mijlocul, sigur că da. Ăsta e motivul pentru care mă la mijloc. Când ați mediană, imediat s-a făcut legătura. Vârf cu mijloc și pe urmă că Iisus cel că-i de toate. Da? Deci am mediană. Și în concluzie, ce mi se cer să arăt? Că amă este bisectoare în triunghiul la bătrâni. Amă. Bisectoare, și tu ai spus, poate să fie și bisectoare, dar mai mult. Ce mai poate să fie amă? Mediatoare și înălțime. Mediatoare și înălțime. Așadar, repede, demonstrația este evidentă. Ce spun la demonstrație? Amă fiind bisectoare. Triunghiul, triunghiul A, B, C, isoscel, înseamnă tradus. Înseamnă că am mediană, da. Mediană, da. Deci, faptul isoscel traducem ca A, A, B, congruent cu AC. Congruent cu AC, da? Faptul că este isoscel, A, B, congruent cu AC. Și știm că am este mediană. Așa, deci am mediană. Acolază din cele două, într-un triunghi isoscel, mediana este de toate. Da. Rezultă amă bisectoare, mediatoare, mediatoare și înălțime. Dar cum arăți tu chi bisectoare? De unde poți să te arăți tu chi bisectoare? E foarte un în două. Congruite, adică luăm de comparare cu așa. A, A, M, B și A, M, C, de unde știm că M congruent cu M, C, unde A, M, M este congruent cu M, A, C, M, și A, M, latură comună. Și mulțumită cazului de congruență în latură, în latură, triunghiurile A, M, B și A, M, C sunt congruente. Deci, îndată, aia, să fie congruente și unghiul ăsta e cât ăsta, da? Și atunci e bisectoare. Și unghiul ăsta vecin, cât ăsta altul. Dar astea, fiindcă sunt suplimentare, adică fac 180 de grade între unul, 180 de dată în două, fac 90. Iată și mediatoare. Da? Iată și înălțime. Deci ăsta e motivul. Noi am subînțeles asta, dar așa trebuie văzut. Mergem mai departe. 10. În triunghiul ABC ascuțit unghic. A, B, C. Ascuțit unghic. Ce înseamnă ascuțit unghic? Adică are tot unghiile mai mici de 90 grade. Așa. Așa. Înălțimea AM cu M aparține lui BC. Deci AM înălțime. Așa. Și M aparține lui BC. Bine, da. Deci mâi piciorul pe plenitoare, mă, da. Aparține lui BC, da. Este și mediană. Păi spune, a, înălțimea AM, virgulă, cu M, aparține lui BC, da. Virgulă, este și mediană. Îi mai citești o dată, că nu a fost clar. Deci, în triunghiul ascuțit unghic, înălțimea AM, da. Cu M aparține lui BC, da. Este și median. Se termină propoziția? Dar urmează, arătați că triunghiul ABC este isoscel. Păi vezi, este și median. Cum, nu? Arătați acum concluzia, că eu nu înțelegeam ce să arăt. Deci tu nu mi-ai dat toate... Asta era doar ipoteză. Asta e înălțime. Și, în concluzie... În concluzie, arătați că triunghiul ABC este isoscel. Deci, în